Sute de motociclete, mii de cai putere și milioane de euro. Aceste lucruri au putut fi văzute sâmbătă în piața cetății din Deva. Acolo a avut loc o acțiune de educație rutieră despre conștientizarea prezenței motocicliștilor în trafic. Cu ocazia acestei acțiuni organizată de ACS Kermit Racing Deva, cu sprijinul primăriei municipiului Deva, bikerii au vorbit și despre pasiunea lor, una pentru care fac multe sacrificii. Urmăriți acțiunea asta. Bună ziua! Prin această acțiune urmărim să ne facem mult mai vizibili în trafic ca să prevenim eventuale accidente sau probleme sau ce sunt. Să fim mai vizibili. De aceea se numește și acțiunea Atenție la motocicliști. Trecând peste partea preventivă, vezi aici mai bine de 100 de motoare la ochi. Cam care ar fi valoarea lor? Nu știu să vă spun. Destul de mare, vă dați seama, că motocicletele sunt destul de scumpe. Nu știu să vă spun o valoare. La un preț, motocicleta ta, ceva milioane. Exemplu. Toate la un loc, cred că sunt ceva milioane de euro. Motocicleta ta, de exemplu? A fost 9.000 de euro. Ce înseamnă să fii biker? Pe lângă pasiune. E un stil de viață, pe lângă pasiune. Te ajută și mai mult în trafic, te strecori, găsești mai ușor locuri de parcare. Ce să vă zic, și sentimentul de libertate, bineînțeles. Această pasiune costă? Costă destul de mult. Da, încet așa le rezolvăm pe toate. Prezența a fost una foarte mare, depășind așteptările organizatorilor. Acțiunea de la Deva este una care se desfășoară anual și la ea participă motocicliști din întreaga țară, printre aceștia fiind și numeroase reprezentante ale sexului frumos. Bine ai revenit la Deva! De ce ai revenit? Bine, v-am regăsit. Am revenit pentru că îmi face mare plăcere să mă reîntâlnesc cu cei dragi aici, cu prilejul acest eveniment. Bikerii de obicei sunt niște bărbați mai fioroși. Cum te simți ca domnișoară așa mai delicată printre ei? Păi nu pot să zic neapărat că sunt chiar toți fioroși. Toți suntem oameni până la urma urmei. Deodată ce am luat costum de motor pe mine și motocicleta, e clar că sunt unul la unul cu ceilalți. Pasiunea pentru motor este destul de scumpă. Aici, organizatorii ar fi la câteva milioane bune de euro dacă le adunăm pe toate fiecare cu cost. Motorul tău cât a costat? Păi am avut noroc cu motorul meu, l-am luat mai bine puțin, la 3.500 de euro, dar pe piață prețul e mai mare. Costă mult pasiunea asta. Costă, dar merită. La parada motocicliștilor de la Deva au fost prezente și persoane publice cunoscute, dar nu în calitate oficială, ci în cea de biker. Și acestea au vorbit despre conștientizarea participării motocicliștilor în trafic, dar și despre pasiunea lor pentru bijuteriile pe două roți. Domnule prefect, de ce aici între motocicliști? Pentru că și eu sunt motociclist și am această pasiune. Și sunt oameni care, în general, țin aproape unii de ceilalți, încearcă să promoveze acest sport care, până la urmă, înseamnă libertate, înseamnă libertate de mișcare, înseamnă, să zic așa, adunări publice în care socializează oamenii și chiar au un spirit extraordinar. Ce vreau să transmit o mișcare de astăzi? În primul rând, vreau să transmită ideea că trebuie să fim atenți la motocicliști în trafic, să ne uităm în oglindă, în stânga, în dreapta, nu cumva să acrușăm un motocicliști, tot timpul să ne gândim că și ei sunt pe drum, și ei fac parte din trafic și acest sport trebuie încurajat. Un mesaj pentru cei care vor să devină motocicliști pe viitor. Da, în primul rând trebuie să se gândească că trebuie să-și cumpere un motor, dar înainte de asta trebuie să-și facă școala și să-și ia categoria A. Și eu, la rândul meu, același lucru am făcut. Încurajez pe toată lumea să, pe lângă mașină sau bicicletă, este frumos să ai și un motor, pentru că acest sport are o paletă foarte largă și de producători și... În general, motocicliștii țin aproape unii de ceilalți. Ați văzut că și în trafic, când se întâlnesc doi motocicliști, se salută. Deci e un spirit așa de prietenie.
La finalul întâlnirii, motocicliștii au pornit cu motoarele turate la maxim într-o paradă pe străzile Devei, circulația lor fiind făcută cu respectarea regulilor de circulație. Bum, 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 bum.